Aici e o fel de templu în aer liber. Și colecții de icoane aici. Sper că nu cer bani și pentru asta. Că am văzut că mai devreme la izvorul acela, la scăldătoare, era și de pus bani. Și aici e de pus bani. Cum să nu iasă capica din așa ceva? Și cum Bojica n-are grijă de icoana asta? Se și se umezește și se putrezește, a? Ce-ai găsit? Scrisori? Lenuța, sec de premire. Număr de telefon. Am ajuns singur sus, pentru că fetele au luat-o pe albia râului de la cascade înapoi spre mănăstire. Dar eu temerar. Și am găsit, se pare, ceea ce oamenii numesc sânziene. Azi sânzienele pe stil vechi. Eu credeam că astea sânzienele, din câte auzisem eu. Dar e foarte posibil și una și alta să aibă același nume, ca și mușățelul. Sau cum era acolo. Complicații cu nume pentru plante. Pe deal la Saharna. Olea, că a transpirat, dar îs fericit că am cucerit, că am explorat. Asta-i spiritul lui Brega. Cândva oamenii trăiau în grote. Chiar și bisericile erau în peșteri din astea. Dar acum oamenii își fac palate, cupole aurite, mașini bengoase, ca inscripții de 100 de ani, în 1903. După cum e tăiat industrial, poate era carieră de piatră aici. Galerie lungă. Dar nu, banul se duce altfel, cantități industriale. Am auzit că vin aici la Saharna, mai ales joi noaptea. Oamenii să asiste la spectacolul scoaterii drașilor. Dacă n-aveți pentru ce da bani, dacă nu funcționează circul, veniți la circul mănăstiresc de la Saharna. Eu nu cred în povești, în zeități, în dușmani ai umanității. Eu cred mai degrabă în solidaritatea oamenilor, în știință. Așa că nici drașii, nici Dumnezeu nu mă sperie. Cred în propriile forțe și în luciditatea mea sau în solidaritatea celor care o să mă ajute când nu o să mai fiu lucid. Valori general umane. Ceea ce vă propun și vouă. Am pus o cruce pe vârful stâncii și gata, le pare mai interesant. Parcă nu e destul de frumos fără crucea asta. Natura e frumoasă. Nu mai speculați frumusețea asta. În interes religios, meschin, pragmatic, mercantil, șmecherilor.
la Nistru, lângă închisoarea 17, de la Rezina. Găsim așa ceva pe malul apei. Resturi de activitate umană iresponsabilă. Candidata Natalia Ițcu inspectează în 4 membri. Inspectează terenul. Și poate că nu neapărat au aruncat oamenii aici, dar au adus apa din nord. Sticlă spartă, culioașe, păpuriș. Astea sunt ce? Furtuni sau învăliș de cablu. Nu știu ce e cu plastic, cu ăsta, dar el o să se descompună în câteva mii de ani. Deci, oameni buni, sticla, plasticul, vă rog, nu le aruncați în natură, că o să vă blesteme urmașelor voștri. Este râu, e Rezina. Aici avem, nu, e invers, acolo e Rezina și aici e Râbnița. Și mizeria care o avem lângă noi. Ei, dar dacă sunt, iată, scoici, dacă sunt broaște, nu e chiar o otrăvitoare apa. Dacă Chișinău încă bea apă de aici, hai că-i vie scoica. Dar tot trebuie să păstrăm fauna aceasta, să nu dăunăm. Spune-le sorocenilor. Oare Rezina are stație de iepurare? Nu, nu are. Unica stație de epurare este la Orhei, construită în 2017 pe banii băncii. Una care funcționează eficient, că stații, da, mai eficient. Au alții, dar epurarea e de mântuială. Apoi aia, spun, unica care... E conform standardelor. Da. Și așa e făcut pe banii occidentali.